spitalul de psihiatrie și pentru măsuri de siguranță Săpoca este cel mai mare spital de acest gen din țară. Strict pe măsuri de siguranță avem 305 paturi. 300 pentru persoanele cu tulburări psihice adulte și 5 pentru persoanele minore. Prin fișa postului, eu nu pot să reprezint un pacient, o persoană internată la noi în spital, în instanță. De regulă, pacienții care au se află la noi în executarea măsurii de siguranță a internării medicale, încercăm și de fiecare dată cu eforturi suplimentare și eforturi din partea spitalului, să-i prezentăm la instanță, să le asigurăm dreptul la apărare. În procesele penale știți că li se asigură un avocat din oficiu. De multe ori, poate aceste persoane au venit la mine și au spus că da, li s-a asigurat un avocat din oficiu, nu a avut timp să stea de vorbă cu avocatul în fața instanței, nu cunoaște problema lui cu adevărat. Și atunci este mai mult o chestiune formală. Într-adevăr, îi consiliez, îi ajut în a formula cereri la instanțe, dacă dumnealor consideră că au nevoie de un avocat căruia să-i spună problemele și care să-i reprezinte cu adevărat interesele, încercăm cu această ocazie cu domnii de la Centrul de Resurse Juridice. În prezent avem două cazuri preluate de dumnealor. Vedeți dumneavoastră, noi suntem un spital. Un spital care este finanțat din fondurile de la Casa de Asigurări de Sănătate. Contractul cadru nu prevede o finanțare suplimentară pentru spitalele de măsuri de siguranță, pentru că pentru acești pacienți noi nu oferim numai tratament, cazare și masă. Noi suntem obligați să le asigurăm prezența la instanță, prezența la serviciile de medicină legală, pentru expertiză pe care o impune, o dispune instanța de judecată. Toate aceste cheltuieli suplimentare sunt suportate de către spital din veniturile proprii.